Bună ziua! La ședința noastră de astăzi, ședință extraordinară convocată de îndată, sunt prezenți 16 consilieri fizic aici în sală, iar 3 consilieri online, domnul Constantin Ștefan, domnul Lazar Costică și domnul Tiboi Claudiu. Este întrunită majoritatea, ședința este statutară, rugăm pe domnul președinte să preia lucrările. Bună ziua! Începem ședința prin a supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Începe ședința cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta 3, managementul deșeurilor, investiția 1.1, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipal la nivel de județ sau la nivel de orașe comune, sub investiția 1.1a, înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. Materialul a fost la comisii, dacă sunt discuții. Domnul consilier. Inițiativa mi se pare neodabilă. Consider că trebuie de unul făcut așa ceva. Doar că m-aș bucura să existe astfel de centre în fiecare cartier. Nu știu câți oameni vor avea posibilitatea să-și transporte deșeurile până la recovoiamântului. Totuși, anumite distanțe sunt mai mult în partea vestică orașului. Dați voi, domnul președinte? Da. Mai altul, dacă n-a terminat, lasă-l. Asta aș dori, ca să funcționeze un pic mai flexibil lucrurile, să se înființeze și alte centre prin cartier. Da, am înțeles. Mulțumim. Da. Programul cuprinde acest tip de investiție, un singur punct la nivel de oraș. Dacă am fi București, într-adevăr, ar fi nevoie de mai multe puncte. Dar orașul Comănești, care este un oraș micuț, este necesar ca să putem, conform proiectului, trebuie să facem doar un singur punct și finanțarea este făcută doar pentru un singur punct. Deci, inițiativa este laudabilă, dar nu se poate. Da, eventual pe parcurs, dacă vedem cum decurg lucrurile și eventual mai putem înființa după, dacă e. Dacă mai mărim orașul la nivelul, să facem două orașe, mai putem face unul la Moinești, pe exemplu. Dar noi, pe noi ne interesează în Comănești să facem. Dacă mai sunt discuții, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mergem mai departe cu punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului renovare energetică la blocurile de locuință din orașul Comănești, pachet numărul 1 și a cheltuielor legate de proiect. Materialul a fost la comisii, dacă sunt discuții. Dacă nu... Vreau să vă ideea pe care am citit la soluția E4. Instalația curente pentru panouri fotovoltaice în vederea compensării consumului de electricitate iluminat casa scării interfon, se propune instalarea pe teritoriul condominiului a unui modul solar off-grid cu două panouri fotovoltaice monocristaline de 300 de W fiecare. Sugestia mea pentru a îmbunătăți cumva această idee ar fi legată de ideea că ar trebui cumva renunțat la varianta off-grid. Bateriile sunt foarte scumpe și nu au durată viață de lungă. Și cu diferența de bani eventual să se mai adauge 2-3 panouri fotovoltaice pentru a compensa nevoia de energie. Pe de altă parte, înțeleg că aceste blocuri care vor fi reabilitate din punct de vedere tehnic și energetic, vor fi și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Pot să sugerez ideea de a mări acest număr de panouri, încât parte din consumul de energie de care mașinile ar avea nevoie pentru încărcare, să fie asigurate de aceste panouri puse într-un număr mai mare, pe acoperișul locului. Dacă există și cadrul tehnic, da. Posibil. Doamna Cristina, este posibil așa ceva? Dați-mi voie mie, dacă vă... Doamna, stați-mi. Deci, sumele alocate acestui tip de proiecte privind eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe sunt la limită. Pentru că am pune noi nu două panouri, am pune noi 30-50 de panouri pe fiecare bloc.
Dar din cauza că sumele sunt insuficiente și nu ne permit cheltuieli suplimentare, ne-am limitat la ceea ce se poate, ceea ce proiectantul a putut să facă în așa fel încât să poată ca acea construcție să fie fezabilă și să poată să fie licitată și adjudecată. Ca să nu ne trezim cu ceea ce am pățit cu acele străzi când am scos la licitație de 9 ore, dar suma fiind foarte mică, nu se înscria nimeni la licitație. Pentru că nu se încadrau în bani. Același lucru putem păți și cu blocurile. Dacă ne hazardăm să montăm, păi eu am vrut și panouri solare. În primă fază, deci am solicitat proiectanților să-mi prevadă ca fiecare bloc să fie prevăzut cu panouri solare și fotovoltaice, panourile solare să asigure apa caldă la toți locuitorii din fiecare bloc și să-mi prevadă pufere de apă caldă, boilere de apă caldă la fiecare bloc în parte, în așa fel încât chiar atunci când s-ar lua apa, când ar fi o întrerupere, o avarie de apă, chiar și atunci, locuitorii acelui bloc să poată beneficia de apă caldă. S-a luat apă rece, dar apă caldă ar avea în stoc o cantitate de, și în așa fel încât nu ar rămâne câteva ore fără niciun fel de apă. Dar din cauza că sumele alocate sunt la un nivel foarte mic, la limită, ne-am limitat atât. Inițiativa laudabilă, dar nu se poate. Da, mulțumim. Dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mergem mai departe cu punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului renovare energetică la blocurile de locuință din orașul Comănești, pachet numărul 2 și a cheltuielor legate de proiect. La fel, proiectul de hotărâre a fost la comisii, practic este același proiect, numai că este un alt pachet, numărul 2. Dacă sunt discuții. Păi n-ar ce discuții mai fie dacă... Da, e aceeași problemă. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului renovare energetică la blocurile de locuință din orașul Comănești, pachet numărul 3 și a cheltuielor legate de proiect. Deci același proiect, numai că este un alt pachet, numărul 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mergem mai departe cu punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Comănești. Materialul a fost la comisii, dacă sunt discuții. Aici este vorba, dacă îmi permite, domnul președinte, e vorba de terenul aferent școlii numărul 5 Leloaia, școala 5 bis Leloaia, prin care dorim ca să construim acea creșă de care v-am propus-o în ședința anterioară, și pentru a ne putea încadra ca și suprafață, pentru că atunci când depunem un proiect pentru solicitarea investiției pe unei creșe, trebuie să punem la dispoziție terenul pe care se poate amplasa acea creșă. Și de aceea facem această modificare și actualizare a inventarului domeniului prin acest teren. Mulțumim, domnule primar. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a valorii totale a proiectului, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu Comănești, cod SMIS 124.361. Materialul a fost la comisii, dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ședința s-a încheiat. Vă dorim mulțumim. O zi frumoasă.